Primăria orașului Baia a găzuit întâlnirea de lucru privind depunerea candidaturii orașului Baia în parteneria cu Federația Română de Orientare, Clubul Sportiv Spria Baia Sprie, Clubul Sportiv Școlar Baia Sprie și Nord Baia Mare la organizarea în anul 2021 a celor mai importante competiții ale Federației Internaționale de Orientare Ski. Astfel, orașul Baia Sprie va depune candidatura pentru organizarea Campionatului Mondial de Tineret și a Campionatului Mondial de Juniori. La competiții se estimează participarea 300 de sportivi din 20 de țări întâlnirea de lucru a participat atât primarul Alin Bârda, cât și profesorul Constantin Alexandrescu, președinte de onoare al Federației Române de Orientare și alți profesori din Baia Sprie, antrenori și consilieri locali. Precizăm de asemenea că până în 9 martie are loc la Krasnoyarsk, în Rusia, Universiada de Iarnă. În programul Universiadei din acest an a fost introdusă și ramura sportivă orientare Ski. La această competiție, România este reprezentată de doi participanți, unul dintre ei fiind Băisprianul Țânțar Mihai, student al Facultății de Educație fizică din Craiova. Menționăm că aceasta este singura ramură sportivă la care România este reprezentată în cadrul competițiilor Universiadei din acest an.